tsunami și inundații. Toate se pot întâmpla într-o singură regiune, Tokyo, Yokohama. Zona are cel mai mare risc de producere a oricărei dintre aceste calamități. În total, 57 de milioane de oameni sau 80% din populație ar putea fi afectate de catastrofe naturale. Capitala Filipinelor este un alt oraș foarte amenințat de cutremure și furtuni. În Manila, inundațiile sunt practic un dezastru anual, iar aproape jumătate din populația metropolei, adică 34 de milioane de oameni, sunt expuși riscului. O altă regiune în care puhoaiele fac ravagii este delta râului Perla din China, ce cuprinde orașele Hong Kong, Shenzhen, Macao și Guangzhou. Zona ocupă primul loc între regiunile cele mai afectate de uragane, locul 3 între cele mai afectate de cicloane și locul 5 între cele mai expuse la inundații. Clasamentul este completat de Osaka Kobe din Japonia. Zona este vulnerabilă la uragane și este pe locul 3 în topul celor mai expuse la tsunami. În top 10 au mai fost incluse capitala Indoneziei, Jakarta, orașul nipon Nagoya, Calcuta din India și metropola americană Los Angeles.